ani, la Mihăilești se aude sunet de fanfară, un omagiu pentru victimele exploziei de acum 20 de ani. 20 de ani de lacrimi, de suferință, de neputință, de dor, de dor. Nu mai am lacrimi, durere, durere mare, regret că putea să nu fi, de ce el? Era 24 mai 2004 când, la aproape 30 de kilometri de Buzău, pe drumul european 85, un camion cu 20 de tone de azotat de amoniu a explodat. Deflagrația a fost atât de puternică încât a fost înregistrată de stația seismică de la Istrița. Un crater de peste 6 metri s-a format în locul exploziei. Șoferi aflați în trafic, pompieri, dar și doi jurnaliști au murit. În total, 18 persoane. Alte 13 au fost grav rănite. În momentul când rola de furtun a atins pământul, a avut explozie. A sărit această tablă de aici. M-a lovit în tibie. Nu se mai vedea absolut nimic. Deci era fum, îmi siuia urechile. Când am ajuns aici, eu am apucat să cobor doar pe scara mașinii. Pe mine m-a protejat ușa mașinii și 9000 de litri de apă. Nu știam ce se întâmplase, că nu mai am un picior. După aceea am intrat în comă. 3 zile. Ne uitam împreună din prabrizul ambulanței în timp ce ne îndreptam către locul accidentului și am crezut că e tot ce e mai rău pe lumea asta. Dacă n-am ajuns aici, s-a fost și mai rău. Tragedia de la Mihăilești a dus la modificări legislative în privința transportului de substanțe periculoase. Au apărut mai multe restricții și condiții de autorizare mai stricte. Autospecialele de intervenție s-au mai modernizat, iar în situații extreme, în prima linie, se poate interveni cu roboți. Toate eforturile făcute în ultimii ani, rostul lor este să prevenim astfel de situații. Din păcate, 100% prevenire nu există, dar minimalizarea riscului este rolul nostru. Și totuși, pentru salvator, nu există nicio garanție că se vor întoarce vii și nepătămați acasă.